astăzi a adus donație de echipamente pentru maternitate și pentru secția de nou-născuți în valoare de 52.000 de euro. Am început acest program încă din anul 2012 pentru că România Dorată a unității dublă față de media Uniunii Europene, de 9 la 1, și faptul că pierdem aproximativ 1900 de prevenuri ne-a făcut să investim în zone care pot duce la salvarea de vieți. O zonă este dotarea de unități medicale care oferă suport și sprijin pentru copii născuți prematur și acelor cu risc la naștere. O altă zonă este programul de educație pentru mămicile din zonele rurale, din zonele defavorizate, pentru a le ajuta și a le pune în contact cu medicul de familie, pentru a le ajuta să-și controleze sarcina, pentru a le învăța ce au de făcut. Foarte multe femei din mediul rural sunt analfabete și își transmit informația în cadrul familiei doar. Și o altă direcție este cea în care pregătim doctori din domeniu pentru a ști cum să acționeze în golden hour și cum să acționeze ora de aur, aceea care e vitală pentru copii după naștere, și cum să acționeze astfel încât atunci când e un caz în risc să ajute la supraviețuirea lui. Aici, în județul Călăraș, rata mortalității e mai mare decât media pe țară, e de 13,8 la mie, față de 9 la mie la nivelul țării. Și Spitalul Municipal din Oltenița are o foarte bună reputație și o foarte bună echipă care sperăm cu aceste echipamente pe care le aducem va asigura mult mai multe în cazuri supraviețuirea necesară. Până acum foarte multe erau trimise către București, către Spitalul Cantacuzino, dar acum aducând echipamentele pe care le vom vedea împreună, sigur, viața bebelușilor mult mai bine încălzită, să zicem. Aici sunt aproape 600 de naștere pe an, dintre care aproximativ 8% sunt copii prematuri și de aceea aici am adus două mese radiante de reanimare, un monitor fetal, un incubator de terapie intensivă, o masă de naștere modernă, un sistem complet de suport respirator neonatal, două aspiratoare de secreții neonatale și un puls oximetru neonatal. Toate acestea totalizează 52.000 de euro și le dorăm cu mare bucurie și sperăm că ajutăm atât personalul medical, cât și femeile și familiile din Oltenița, dar nu numai, și din zonele limitrofe, să vină cu încredere, pentru că echipamentele dotate vor ajuta realmente copiii nou-născuți care au nevoie. Până acum, Salvați Copii a reușit să strângă fonduri de aproape 4 milioane de lei de la persoane fizice, de la companii, de la donatori, de toate felurile, și am putut echipa 47 de unități medicale cu echipamente performante și sperăm să putem continua astfel încât și România să asigure o naștere și o supraviețuire a nou-născuților de calitate, să scădem numărul de copiilor care pierd lupta cu viața și să facem cât mai multe familii fericite, pentru că pierderea e o traumă pe care o resimte și mama, dar întreaga familie. Și vrem ca să ajutăm acolo, mai ales că o bună parte din decesele neonatale pot fi diminuate, investind în aceste două direcții pe care am vorbit mai devreme. Și mulțumim personalului din Spitalul Municipal Oltenița, mulțumim foarte mult personalului medical.
foarte deschisă la colaborarea cu noi și mulțumim și domnului primar că a venit astăzi și doamnelor de la DSP și sperăm să facem secția asta mult mai frumoasă, mai luminoasă, să putem ajuta împreună și la renovarea ei, astfel încât mămicile să aibă o perioadă cât mai frumoasă aici și să-și amintească nașterea ca un moment foarte plăcut și frumos pentru ele. Și vă mulțumim pentru colaborare. Program care a fost asigurat de Ministerul Sănătății, cu aparatura care ați menționat-o, că o vom primi sau am primit o parte, și care ne-a folosit foarte mult. Noi, mortalitatea este foarte mică, la noi mortalitatea neonatală. Scriitorul nostru, nu mi-amintesc cât că am avut un nou născut plurimalformat care a murit și săptămâna trecută născut în pungă la domiciliu, 800 de grame, normal, la județul Călăraș, probabil că este mare. Am salvat foarte mulți copii cu ajutorul acestor aparate, ne-am și experimentat între timp, mai mult înainte fiind pediatru, dar am făcut și 6 luni de neonatologie în timpul rezidențiatului. Ne-au ajutat foarte mult și transferurile la maternitatea Cantacuzino, care au fost foarte receptivi, numai în momentul în care nu au putut, că aveau foarte mulți copii în secția de reanimare și a trebuit să ne rugăm de alte maternități. Am avut și momente grele, am întâmpinat la transferul lor. Și cu sprijinul domnului primar, la care am spart lacătul de nu știu câte ori să ajungem la elicopter. Da. Și nu ne-a certat niciodată. De nu mai transferat sau am transferat cazuri mai ușoare. Ne-am hazardat, deși spitalul, maternitatea are o categorie mică, ne-am hazardat să tratăm și prematuri. Destul de mult. Și am reușit cu incubatorul care l-am avut, cu soluțiile sterile, albumină umană și ce-am mai avut, am reușit să recuperăm mulți prematuri. Adică am salvat prematul de gradul 3, un kil jumate, destul de frumos. Și aceste echipamente cum arată? Cum vă plac? Foarte frumos. Nașteri normale. Nu aveam masa aceasta radiată. Este foarte important ca nou născutul după naștere să-i crească, să-i dăm o temperatură care trebuie organizată. Da, sigur că n-am. Și aceste mese ne vor ajuta foarte mult. Au curs oximetru, au căldură, tot ce trebuie. Iar incubatorul nu vă mai spun. E o plăcere să urmărim prematurul dezbrăcat în pielea goală în incubator. Ce reacții au și suntem fericiți. Și să știți că prematurii provin majoritatea din familii din acestea. Un nivel de trai destul de scăzut și le mai trimite și acasă că n-au răbdare de ori de zile sau o lună jumate când stau ei pe aici. Am avut și doi prematuri, unul din ei s-a prăvălit, că l-am dat la domiciliu recuperat și era o mamă cu mulți copii și nu s-a ocupat de ei și am avut din veci și a decedat. După două luni de zile, două luni și jumătate, însă avem reușite destul de multe. Vin personal și migrante de orașe. Da, persoana pe care o asistăm este mai mare. Acum de 2 ani, de 3 ani de când am preluat spitalul Budești, zona Budeștiului, până la Frumșan, până la Mănăstirea. Și ne mai aduc și zona limitrofă cu Giurgiu. La Giurgiu, Smurdul, e obligat să ieși de acolo. Se aducă la noi. Care este cea mai mare? Și mai vin și mame din Călăraș care vor să nască capul extraordinar de Pești. Problema e că e mai sătoasă toți parul de lacătele. Da. Și atunci facem un am intrat și prin zid. 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 Ca să fiu sigură, mergeam până la elicopter, să fiu sigură că îl predau eu. Mai trebuie îmbunătățită un pic clădirea în spațiile sanitare. Dar mai trebuie un incubator de transport. Da, un incubator de transport.
Noi am înțeles că ne-am strâns aici să vedem niște aparatură, care este extraordinar de frumos, am văzut-o. Să vă mulțumim mult. Și să știți că e o mare problemă, spitalul are costuri pentru toată zona. Doar costuri. Doar costuri. Da. Oamenii. Finanțarea este în continuare foarte proastă. N-au ascuțit. Pe primul plan. Copiii, pe primul plan. Să știți că dotarea de astăzi, azi am făcut dotarea de la Cantacuzino, cu care dumneavoastră lucrați foarte bine, da. Și echipa de acolo. Am dotat și acolo cu echipamente, cu ecografe, cu mese de resuscitare. Într-adevăr, acolo chiar au nevoie. Când intri în animare, exact. Pui mine în cap. Deci azi am făcut o dotare de 143.000 de euro pentru ambele unități. Și să știți că a fost oferită de un donator privat care nici n-a vrut să îi se știe numele. Oamenii cu suflet mare, așa procedează. Exact. Am presupune că-i țiriac. Am presupune că-i țiriac. Nu. E o doamnă care chiar a fost sensibilizată de campania Salvați Copiii și a vrut să ajute și atunci când am cerut suportul pentru Oltenița și Cantacuzino, l-a oferit. Și e mare lucru că oamenii vor să și apreciază și investesc în cei mici. Și sper să mergem să vedem și noi echipamentele. Întrebare? Da. Cum ați ales maternitatea din Oltenița? Care a fost criteriul? Da. Și de unde ați aflat de aceste lipsuri de echipamente? Sau nevoi? Da. Colaborând cu doctorii de la Spitalul Cantacuzino, atât cu șeful secției de neonatologie, cât domnul doctor Crăciun, cât și cu doamna doctor Cusi, împreună ne-au îndreptat către această secție de aici, pentru că aveau o colaborare foarte bună, au apreciat că sunt oameni foarte bine pregătiți aici, care, datorită lipsurilor materiale de echipamente, trebuiau să le trimită lor cazurile. Și întotdeauna le-au trimis cazuri, având un diagnostic perfect, și o îngrijire perfectă până când ajungeau la ei. Și au zis, și în general, și noi, ne orientăm să ajutăm acolo unde există un colectiv de oameni care chiar știu ce să facă cu echipamentele pe care le oferim. Pentru că degeaba le oferi în locații în care oamenii nu sunt interesați, nu sunt implicați, nu sunt pregătiți să le folosească. De aceea am spus să, împreună am decis să investim aici pentru a degreva și secția de la Cantacuzino de cazurile care vin din Oltenița, aici, având personal care poate să folosească și poate să salveze nou-născuții. E foarte bine, pentru că în alte spitale au venit dotări și stau acolo și n-au personal. Exact. Aici nu aveau dotări suficiente. Făceau oamenii minuni în salvarea copiilor, exact. Dar nu aveau echipamentele absolut necesare unui nou născut cu probleme. Prematurul necesită o grijire extraordinar de atentă. Și dacă nu ai, riști să pierzi. Și de aceea, chiar dacă este o maternitate de grad 1, deci nu e o maternitate, eu știu, de nivel național, totuși, uitați că prin pregătirea lor, specialiștii de aici pot salva viețile copiilor, nu numai din județul Călăraș, și în alte zone, pentru că oamenii vin cu încredere aici și vrem să ajutăm să devină o secție bine dotată, plăcută, prietenoasă, luminoasă, pentru că momentul nașterii este un moment deosebit pentru orice femeie și orice familie. Și trebuie să plece acasă toți fericiți. Dacă îmi permiteți, eu sunt ginecolog și noi avem o colaborare foarte strânsă cu Spitalul Cantacuzino. Suntem abonați Spitalului Cantacuzino. Da, primul că suntem abonați Spitalului Cantacuzino.
sarcinii. Adică orice problemă pe care o avem la o femeie gravidă, de obicei când avem un caz, noi colaborăm ca să nu trimitem toate cazurile să fie mai multe paciente acolo și să facă de față, de obicei colaborăm și ne sfătuim ce facem la fiecare pacientă în parte. Și același lucru, de ce vreau să mă mulțumesc foarte mult pentru cardiotocograf, fiindcă nu ne este util în timpul sarcinii pentru a depista la timp problemele care pot apărea la un făt înainte de a se naște și prematur și un făt deja la termen și a reacționa la timp pentru a salva nou născutul. Și la momentul ăsta nu este scade și morbiditatea și mortalitatea neonatală. Același lucru v-a spus doctor pediatru, v-a spus care sunt dotările pentru secție de nou-născuți, pentru a scădea morbiditatea și mortalitatea nou-născutului. Ne sunt foarte utile și vă mulțumim foarte mult pentru dotările pe care ne le-ați spus. Împreună cu salvariștii am avut doi gemeni mici, de 950-1000 de grame. A trebuit să fie și băieții de la salvare, pentru că noi nu aveam două monitoare. Am avut monitorul de pediatrie, unul așa. N-am reușit să-i transfer la nicio maternitate, pentru că nu aveau locul în secție de date. Nu aveau incubatoare. Erau ocupate. Am sunat la Ministerul Sănătății noaptea la ora 2. Sfachinii și doamna doctor de la Minister, că este o echipă noaptea care ne ajută. Și n-a reușit. Și atunci a sunat pe domnul ministru Arafat, zice, eu scol pe domnul ministru, vă rog să nu faceți treaba asta ceva, nu? Că se supără de asta. Și imediat mi-a arătat la municipal. Au fost bine, s-au externat. Ne-au felicitat că i-am privit în condiții bune, calzie, oxigenați bine. Dar au stat și șofer și asistentă de la salvare, unul cu monitor, unul cu monitor. Care sunt foarte apreciați specialiști de aici, de cei de la Gata Cuzinou care vreau cazurile și, într-adevăr, secția... Ne și după da, exact, dau și asta e important, ca medicii să colaboreze între ei și să țină legătura și să se sfătuiască. Dar Gata Cuzinou e plin. Deci Gata Cuzinou, spitalul din București, preia cam toate cazurile din sudul țării. Și ce-i acolo, ce cazuistică au, este așa cum era plin, deci toate incubatoarele, toți și asta poate însemna că la Oltenița se decongestionează zona. Și se decongestionează zona și se... Că se grăbă spitalul, da, nu de anumite... De anumite cazuri, pe care puteam să vă rezolvăm mai multe locuri. Da. Și noi vom încerca în continuare să asigurăm dotarea pe care... Era foarte fericită. E important. Da, e foarte important colaborarea pentru a salva copii. Da. Astăzi a fost o cezariană, până am început. Da. Că am văzut până în capul de grădină. Care la fel am colaborat cu spitalul Gata Cuzinou în puterea de a construi și în evoluția terapeutică. Da. Da, se știa că să ne putem prima. Ceva mai special, așa? Mai de gravid. No, mai de mai mare, nu ce mai gustă. De aia nu mă gravid. Ți-am zis eu că nu poți să tai 10 de ani. Mai vrem ceva picioare? Da. Nu 10 de ani. Ăsta e incubatorul nostru, care l-am adus.
E foame. Ori e foame, ori e somn. Asta este aspiratorul, da? Ba da, ba da, dar vreau să vedem. A, și ăsta e ăla de oxigen. De administrat oxigen. Și ăsta este de aspiratorul. De secreție. Unul din ele, unul este dincolo la sala de naștere. Unde dumneavoastră? Măi, nu e dințele. Nu știu dacă se văd, dar... Dar nu. Acesta este cu oxigen. Bebe! Asta e și masa aia, nu-i aia? Cale, cale, oară, chiar este acomodată. Și asta e verificat de odograful care este foarte util pentru urmărirea stării fătului intrauterin. În timpul sarcinii și în timpul trabalului, de a depista la timp o eventuală suferință fetală și de a acționa la timp ca să scădem morbiditatea, da, cea nouă născutului. Ați văd norocuși. Da, exact.